Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta starea vremii în Australia și Oceania. Astăzi, 7 mai 2022, vremea în Australia și Oceania este capricioasă. În majoritatea insulelor din Pacific se vor înregistra temperaturi ridicate, dar și ploi. Maximele zilei vor fi de 34 de grade la Darwin, în nordul Australiei, 33 de grade la Port Moresby, în insula Noua Guinee, tot 33 de grade și la Canton Island în Kiribati, 31 la Yaren, Nausori, Tahiti și Hagatna. În timp ce în Australia, în partea de sud-est, vor fi temperaturi mai scăzute, 22 de grade la Sydney, 15 la Hobart în insula Tasmania, dar și în Noua Zeelandă, înregistrându-se 19 grade în capitala Wellington. Indicele UV va avea valori foarte ridicate în zona ecuatorială și intertropicală. De aceea, vă recomandăm, dacă vă deplasați în aceste zone, să petreceți cât mai puțin timp afară și să vă hidratați cât mai des. În estul și sud-estul regiunii, valorile sunt normale pentru această perioadă a anului. Șanse ridicate de precipitații sunt în zona ecuatorială și intertropicală în sudul și nord-estul Australiei, în insula Tasmania și în sud-vestul Noii Zeelande. Cantități însemnate de precipitații se vor înregistra în zonele insulare, în sudul Australiei și al Noi Zeelande, precum și niște cantități mai mici de precipitații în partea de nord-est a continentului australian. Vântul va adia ușor în cea mai mare parte a acestei regiuni, excepție făcând-o în nodul Australiei și insulele din apropierea ecuatorului, aici înregistrându-se rafale care pot ajunge și la 50 de km pe oră. Mâine, duminică 8 mai 2022, temperaturile rămân aproape la aceleași valori cu ale maximelor de astăzi. Scăpăm însă de ploi care vor mai apărea sporadic doar în nausorii din insula, insulele Fiji, se vor înregistra 34 de grade la Darwin, 32 la Port Moresby, 33 la Canton Island, 20 de grade la Sydney, 19 la Wellington, 15 la Hobart și 18 la Adelaide. Luni 9 mai, temperaturile cresc în cea mai mare parte comparativ cu ziua precedentă. Ploile, făcându-și însă apariția pe coasta de est a Australiei, în apropiere de Sydney. Vor fi 36 de grade la Darwin, 32 la Port Moresby, 34 la Canton Island, 31 la Tahiti și Hagatna, 20 de grade la Sydney, 19 la Adelaide, 24 la Perth, 15 la Hobart și 19 la Wellington. Marți, vremea continuă să fie frumoasă, cu soare în cea mai mare parte a zilei, norii de ploaie mutându-se deasupra noi guine, unde maxima atinge totuși 32 de grade la Port Moresby. Vor fi 30 de grade la Honolulu și Wake, 31 la Hagabna, 32 la Yaren, 33 în Canton Island, 15 grade la Wellington, 18 la Hobart și 22 la Sydney. La Wellington există șanse de ploaie. Acum vă propun următoarea sarcină de lucru. Accesați o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice și realizați un buletin meteorologic pentru vremea din Australia și Oceania conform datelor înregistrate astăzi, ziua în care vă aflați. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate și succes!